Vă ziceam că am comandat două fuste. Mie mi se pare extrem de fain și aveți senzația că trebuie să dovediți că n-ați furat nimica. Aici am luat salată. Dimineața, tocmai l-am lăsat pe mine la grădiniță, este ora 9 fix, chiar acum a deschis Action și vreau să intru să iau niște lucrușoare pentru Paști. Nici nu știu dacă să vă zic exact ce vreau să cumpăr sau să vă arăt când ies, pentru că probabil o să ies cu mai multe decât plănuiam. Da, te pun aici. Hop! Aș fi vrut niște suporturi de lumânare, așa micuțe, dar nu găsesc. Am ajuns înapoi acasă și nu știu dacă vă vine să credeți, dar n-am găsit absolut nimica în Action. Mi s-a părut foarte ciudat să ies din magazin fără să cumpăr absolut nimic. Poftim, Mara. Știți senzația aia când ieșiți dintr-un magazin de unde n-ați cumpărat nimica și aveți senzația că trebuie să dovediți că n-ați furat nimica? Nici am știu pe unde să ies, nu mi s-a mai întâmplat. Pentru că Action, dacă nu locuiți în Germania, poate nu știți despre ce vorbesc, dar este un fel de Jumbo, Pepco. Mi se pare că la unele chestii seamănă un pic și cu Ikea, deși nu, evident că nu e așa de mare, n-are mobilă, deși cred că are niște corpuri de mobilier așa mai micuțe. Dar în orice caz găsiți de toate pentru toată lumea acolo. Dar cred că greșeala între ghilimele pe care am făcut-o eu este că am fost să caut ceva foarte specific, deși banal. Am vrut să mai cumpăr un set de ouă din acelea de plastic pentru colorat. Le-am luat copiilor tot din Action acum vreo 3 săptămâni. Poate le-am cumpărat într-adevăr destul de devreme, cu destul de mult timp înainte de Paști. Și le-a plăcut atât de mult că am zis că le mai cumpăr un set, dar nu l-am mai găsit. Și mi l-am și dus ouăle pictate de el, le-am dus la grădință să le facă cadou, mi se pare foarte drăguț. Dar cred că seturi din acelea s-ar putea să mai găsesc și în alte magazine. Apoi am vrut niște șervețele galbene, banale, mi s-a pus mie pat, am vrut galben pentru masa de Paști, să nu vă imaginați că facem nu știu ce festin de Paști, dar totuși aveam și eu niște idei în cap. Și n-am crezut că e așa de greu să găsesc niște șervețele galbene și apoi am vrut niște suporturi pentru lumânări. Tot așa am găsit în altă parte niște lumânări foarte faine și am un suport doar înalt și aș fi vrut două suporturi așa mai micuțe pe care să le pun pe masă să nu fie foarte înalt, mi se pare că nu se potrivește. Și n-am găsit nimic, am ieșit cu mâna goală. Dar cred că o să mă mai duc săptămâna asta până la JYSK sau JYSK, cum pronunță nemții și probabil și danezii. Am auzit reclamă la radio, nici nu știam că se pronunță așa, ani de zile am pronunțat JYSK. Și cu puțin noroc găsesc acolo tot ce mai caut pentru Paști. Da, și cam asta am făcut în dimineața asta, ca de obicei Emilian e la grădiniță, mi-a făcut o cafea, Mara a mâncat micul dejun, mi-au ajuns două comenzi, de fapt două fuste de la H&M pe care vreau să vi le arăt, două comenzi pentru că le-am comandat separat, nu era în stoc cea de-a doua, prima oară când am pus comanda și ieri mi-a ajuns și a doua fustă și cred că mergem acum să vi le și arăt, să le și probez pentru că am un pic de emoții la a doua. Vă explic imediat de ce. Vă ziceam că am comandat două fuste. Am observat că au foarte multe fuste lungi pe site la H&M cel puțin, dar cred că în general se poartă fustele lungi sau, mă rog, până pe la gleznă, dar mie îmi place foarte mult lungimea asta, exceptând faptul că modelele de pe H&M, și sunt sigură că și la Zara este cazul, le poartă cu talie joasă, foarte joasă. Și unul la mână mie nu-mi place să le port așa, pentru că nu sunt nici înaltă și mi se pare că îți scurtează cumva partea de jos a corpului. Și pe lângă asta, oricum mi-ar fi foarte lungi, dacă le-aș purta cu talie joasă, cred că le-aș târâ efectiv pe jos.
Și tocmai din cauza că eu vreau să le port în talie, cam cum vin și blugii așa, deci chiar aici în talie mi se pare că e cel mai ok, mi se pare și cel mai comod, mi-am cumpărat mărimea XS la ambele ca să fie cumva o mărime mai mică, cred că asta aș zice că port în general, dar am vrut să nu fie prea larg în talie, nu știam exact nici dacă trebuie purtate mai jos, mai sus, cum au fost gândite, în fine. Și de fapt, am văzut fusa asta la Denisa, la Denisa Sima pe Instagram și m-am lăsat influențată de ea pentru că am încercat să nu mai intru pe site la H&M, m-am uitat doar la haine de copii pentru că n-am mai vrut să cumpăr de fapt chestii, dar fustă din asta caut din iarnă. Poate ați văzut și haul-ul meu Vinted, ultimul video pe care l-am postat. Aveam o fustă asemănătoare, dar cam așa ceva mi-aș fi dorit să fie ca și lungime. Și poate vi se pare ciudat când zic că am căutat de mult o astfel de fustă, pentru că există de mult fuste satinate, midi, peste tot erau la un moment dat, doar că mi-aș fi dorit să nu fie din material sintetic. Și asta de la H&M, pe lângă că este mai lungă, chiar vine până la gleznă, și cumva are o formă foarte faină, nu știu cât se vede, dar o să o probez imediat. E un pic mai amplă în partea de jos, este și 100% viscoză, care e un material respirabil, foarte plăcut și în general îmi place foarte mult viscoza pentru vară, primăvară. Din păcate, am observat și un dezavantaj la fusta asta. Mara face cu mâna, nu știu dacă se vede, e aici în fața mea. Și am observat chestia asta cum am probat fusta. Deci mi-a ajuns fusta, era super șifonată, fiind în pachet, dar cred că dacă o cumpărați din magazin, cred că le calc înainte. Am probat-o și m-am dus la copii că făceau ceva în dormitor și cumva la colțul noptierei, spatele noptierei la noi este cumva expus, cumva spre dressing, că am despărțit cumva camera în două și am trecut pe lângă și am agățat fusta. Da, și o să vă arăt imediat, deși acum nu mai văd, că m-am dus imediat și am călcat-o să văd dacă este salvabilă situația. Aici, nu știu cât se observă, e așa o linie punctată, s-a tras un fir, l-am tras eu pe partea cealaltă, am și călcat fusta să văd cum arată după aceea și e ok, nu se observă așa tare. Deci ăsta este dezavantajul materialului și se și șifonează foarte ușor, dar asta nu cred că e așa o mare problemă. Eu am călcat-o cu un material peste, deci am pus fusta pe masa de călcat și am mai pus un material de bumbac deasupra și în general așa calc hainele mai sensibile sau pe care nu vreau să le stric și asta înseamnă în general toate pe care le calc, pentru că sunt puține pe care le calc, cam așa de pe mine, de exemplu, din in n-am călcat-o. Mi se pare că dacă stă pe umeraș e ok, merge oricum, inul se șifonează foarte, foarte repede. Ador fusta asta, îmi place și culoarea și îmi place foarte mult cum vine pe corp. Mi se pare superbă și foarte, foarte versatilă. Eu n-aș purta-o neapărat într-un setting elegant, deci nu la asta m-am gândit. Chiar mă gândeam să o port cu niște tenis, cu niște Adidas. Iarna se poate purta cu ciorapul și pe dedesubt, scuzați Mara, face ca un leu, și cu un pullover, pur și simplu cu un tricou alb. Chiar aș duce-o într-o direcție mai sport, ea fiind așa elegantă, mi se pare interesant. Și a doua fustă pe care am comandat-o este cam în același stil, același croi, doar că un alt material. Este o fustă albă din, dați să vedem care este compoziția materialului, că și asta mi-a plăcut. 83% viscoză, 17% in. Când am văzut-o pe site și când am văzut așa și compoziția materialului și faptul că materialul ăsta e unul mai de vară, așa, m-am gândit că fusta asta ar fi mai potrivită pentru vară. Mara tocmai a vărsat toți pufuleții pe jos. Dar de obicei cu inul alb mai ales e o problemă, așa anume, este foarte transparent. Și într-adevăr, este și cazul acestei fuste, nu știu cât se observă, dar eu, uitându-mă la lumină, având cumva geamul în față, efectiv se vede eticheta, pot citi eticheta prin material. O să o probez cu lenjerie de culoarea pielii și fără cusături, bineînțeles, dar nu îmi fac prea mari speranțe, cred că o să fie totuși prea transparentă pentru ce îmi doresc. Eu, bineînțeles, nu-i puteți să purtați, adică dacă vă simțiți confortabil, e super ok. Și asta era purtat așa cu talie joasă. Pare că nu e așa de amplă în partea de jos și avea o crăpătură parcă undeva într-o parte sau în spate. Nu știu exact, dar o probez imediat, vi le arăt pe amândouă și să-mi ziceți care vă place mai mult. Mie mi se pare extrem de faină, e foarte plăcută pe corp și mi se pare că cade foarte frumos, mai ales aici în partea de jos. Și cred că o să arate bine și cu tenis și cu sandale. Abia aștept să vină. De fapt, nici nu trebuie să vină nimic. Pot să port acum. A doua fustă. Mi se pare că stă puțin ciudat. Nu se compară cu prima.
pe lângă că e transparentă și parcă mi se vede și celulita prin ea, parcă nu e făcută să fie purtată așa de sus, parcă stă ciudat aici la elastic și nu are nicio crăpătură cum credeam. În rest, materialul e foarte fain, dar nu, cred că asta o să meargă înapoi. Ceva nu-mi place nici cum stă în zona asta, poate tocmai din cauza că ar trebui, de fapt, să o porți cu talie joasă, dar nu. Nu mă pot împrieteni cu talia joasă, cred că din cauza că am trăit perioada aceea când se purtau blugi cu talie joasă, trebuia să fii atentă când te așezi, să nu ți se vadă toate cele la spate și nu știu, nu mai pot să-mi imaginez că mă întorc acolo chiar așa, la așa talie joasă. Gata cu parada modei, o să mă duc să fac de mâncare, o să fac astăzi o supă de pui cu tăieței. Știu că pe asta o mănâncă foarte bine ambii copiii și mai târziu mai vedem, poate o lasagna. Am cumpărat chestii pentru lasagne vegetariană. O să vedem un pic mai târziu. Și astăzi trebuie să ajungă și aparatul acela de curățat sub presiune. Vreau să curăț terasa. Vă povesteam în vlogul trecut că până nu ajunge și nu curăț ca lumea pe jos, nu vreau să mai fac nimica și a durat foarte mult. Nu știu, credeam că o să ajungă în 2-3 zile și cred că a durat aproape o săptămână. Nu știu ce se întâmplă, dar astăzi ar trebui să ajungă și în sfârșit o să pot să curăț terasa complet. Dar înainte să mă apuc eu de făcut supă, am venit la magazin. Trebuie să cumpăr ceva și să plătesc. Asta e jocul. Ai scanat tortul? Yeah. Ia, îmi faci o supă cu legume. Nu? Da, supă. Oală. Pune ceva înăuntru, așa. Cafea, lumânare. O supă de lumânare cu cafea. Mulțumesc! Ce supă delicioasă! Blue sky come bearing up before us, we hang on the hem of your gown. Blue sky come, promise not to leave us, tarry not to our town. There's a darkness in the valley, heavy branches and spit. If we holler, will you hurry? Can you hear us through the wind? Blue sky calm, dancing in between us, take us up. Părul, că nu-mi place să lucrez la bucătărie cu el desfăcut, nu e cel mai ușor, dar asta e situația. Supa fierbe și vreau să mă apuc să fac o tartă la Thermomix, este o tartă cu mere. Am văzut cum aveam câteva mere care nu mai este așa de fresh. Teoretic, pentru rețeta asta mi-ar trebui mai multe, dar dacă țin eu bine minte, de fapt n-ai nevoie de atât de multe cât scrie în rețetă și dacă o să mai am nevoie de mai multe, o să mă opresc, mă duc după Milan, în o oră jumate, să mai cumpăr. O să vă zic și vă o rețetă, se poate face foarte ușor și fără Thermomix, e super simplă și ce-mi place la ea este că ai nevoie de foarte puțin zahăr, cred că ai putea să nu pui deloc. O să caut rețeta să vă arăt pe Cookidoo. Asta e rețeta de tartă cu măr, se face simplu, 30 de minute timp de lucru, în total o oră. Pentru aluat aveți nevoie de 75 de grame de unt rece în bucățele, 150 de grame de făină, puțină sare, o jumătate de linguriță de zahăr vanilat, care se poate face în Thermomix, și 50 de grame de vasăr, de apă. Și mai aveți nevoie de 900 până la 1 kg de mere. Asta ca să puneți pe tartă. Zice 30 de grame de zahăr, dar o să vedeți că în rețetă scrie că zahărul se pune pur și simplu peste mere. Puteți să nu faceți asta. Eu, de exemplu, n-am făcut-o ultima oară. Și 10 grame de unt. Primul pas, preîncălziți cuptorul la 200 de grade. Ungeți forma pentru tartă și tapetați-o prin făină.
Se amestecă 75 de grame de unt tăiat în bucățele, 150 de grame de făină, un strop de sare și 50 de grame de apă. Și gata, ăsta e blatul, îl întindem cu sucitorul, făcălețul. Eu îi zic sucitor, dar cred că este un regionalist. Uneori mi se pare că sucitorul copiilor face o treabă mai bună. O să întinzi doar în anumite zone aluatul. Punem aluatul în formă. Nici nu trebuia să-l întind așa de tare. Acum curățăm merele de coajă, le tăiem în felii și le punem în tartă. Pe tartă. Cam așa arată, ar fi arătat și mai bine dacă mai aveam măcar un măr, deci cam 5 mere, aș zice că ar fi nevoie ca să arate bine. Și acum trebuie să răzuim un pic de unt. Rețeta zice fulgi de unt, nu știu cum să-i obțin altfel decât răzătoarea. Și 30 de grame de zahăr, dar eu nu să-l mai cântăresc, o să pun doar puțin zahăr brut sau zahăr de cocos, nu știu exact ce am aici. Să pun un pic de zahăr de gata deasupra și gata. Apoi e bun la cuptor timp de 35 de minute la 200 de grade. Să pun și un pic de scorțișoară, dar doar puțin, nu știu cea mai mare fană scorțișoară. Ne-am întors de la grădiniță, Milan are voie un pic la desene, cred că se și au desenele pe fundal, se uită la Bluey și eu a ajuns între timp și aparatul ăsta de la Kärcher. Am luat modelul K2 și am luat un set, ăsta home kit, pentru curățarea odelelor. Deci ăsta are niște accesorii în plus față de modelul original, care vine doar cu astea. S-ar putea să ajungă doar astea pentru terasă, nici nu știu, dar o să-l desfacem și o să vedem. Exact, oare de unde? Ăsta este accesoriul pentru curățarea pădurilor. Văd că și aici se curăță o terasă, deci numai bună ar trebui să fie. Și o să-l desfacem, mi-ar trebui o farfecă. Sau nu? Așa arată, vai, câte piese mici. Deci am un pic de lucru înainte să mă pot apuca de curățat. Trebuie să-l montez. Văd că vine și cu o soluție de curățare, da, specială pentru terase. O să mă uit cum se montează și o să fac asta. Are și roți și astea trebuie montate. Cred că o să mă pun pe jos și o să-l construiesc. Nu-mi plac deloc instrucțiunile astea doar cu desene. Sper că sunt instrucțiuni, nici nu știu ce sunt, n-are nici măcar titlu. Am eu problemele mele, dar prefer când este și text, când, ca să știu exact ce am de făcut. Am reușit să montez aparatul, dar după ce m-am uitat pe YouTube la un tutorial, pentru că din desenele alea
N-am înțeles mare lucru. Acum e montat. M-am și schimbat că eram sigură că o să ies afară să-l și folosesc, dar m-am gândit să așteptăm totuși până termină și Răzvan cu lucru și o să facem asta mai târziu împreună. Mi-am luat hanoracul ăsta de la H&M cu niște leggings negri simpli. Ăsta e mai mult pe post de jachetă, că tot intru, ies în mașină, în magazin și nu prea am chef de jachete să le tot iau și dau jos, așa că mi-am luat ăsta pe mine. Și după aceea o să fie numai bun și de ieșit în curte și de rezolvat terasa. Mă duc până la DM când ne mai lipsesc câteva lucrușoare și copiii vor niște bile de baie, vor să facă baie de seară sau mâine seară. Și apoi când ne întoarcem încercăm și aparatul. Tarta cu mere a ieșit super, super bună. Cred că am mâncat jumătate doar eu. Hai mai aproape un pic, Mara. Hai să-l punem pe Milan în scaun. Mara! Hai un pic mai încoace să te văd. Așează-te. Am reușit să ieșim și afară, dar e târziu. Cred că e aproape ora 7. Voiam să vă arăt ce am făcut aici zilele trecute și vreau să încep prin a spune că nu mă pricep deloc la grădinărit, la planta chestii, n-am mai făcut chestia asta. Doar niște căpșuni am plantat anul trecut, erau într-un ghiveci aici mai lunguiet și au crescut foarte fain și le-am replantat aici. Am luat și un pământ special pentru căpșuni și sper să le meargă bine. Și asta este o căpșună nouă pe care am plantat-o, o plantă nouă și aici mai sunt 4, cred că erau 5 în total, le-am găsit la Lidl și am mai crescut o căpșună foarte ciudat acolo. Aia e o căpșună, deși ele erau în ghiveci. Bun, deci avem căpșuni, sper să reziste și să crească și să facă fructe, dar au rezistat astea pe seară, deci nu prea ar trebui să se întâmple nimica. Și aici am mai pus 2 cutii, aici am luat salată, salată verde, sunt 3 feluri, una roșie, salată verde-roșie, și încă 2 verzi de un fel și una verde din alt fel. Am primit vara trecută de la vecina niște salată atât de bună și era atât de proaspătă, n-am mai mâncat niciodată o salată așa de proaspătă și atunci am zis că vreau și eu să-mi pun în grădină și aici o să vină castraveți. Am cumpărat deja plantele, sunt în casă, dar am citit că e prea devreme să îi scot afară, practic să-i pun aici în pământ. Cred că pe la sfârșitul aprilie o să fac asta și am cumpărat și o chestie din asta de lemn, tot de la Lidl, era la ofertă. Mi-ar fi plăcut să fie aceeași culoare ca și cutiile, dar nu am mai găsit. În fine, e ok, a fost 5 euro ca să se întindă planta de castravete și o să vedem ce o să iasă. Țineți-mi pumnii pentru că, după cum vă ziceam, nu mă pricep absolut deloc. Am citit despre tot și m-am uitat și pe Instagram și acum încep să-mi apară tot felul de videouri și mai îmi vin idei pentru că eu încerc vicios. Dar prima oară vreau să văd cum rezistă astea și ce iese de aici. Copiii se joacă fotbal în nisip. I-am echipat. Îl aștept și pe Răzvan să vină să vedem dacă reușim să curățăm sau măcar să văd eu cum funcționează. După aia pot să-l folosesc eu singură mâine eventual dacă nu reușim astăzi, că v-am zis că e destul de târziu aici și toate bicicletele, mașinile. Da, și ăsta e singurul plan pe care îl mai avem pentru azi. Și cutiile astea le aveam la subsol, le-am folosit, o să vă las o poză dacă găsesc, la târguri, pe post de raft, pentru pernițe, păturici și ce mai coseam eu. Și am construit cumva din cutiile astea, Mara mi-a adus un borcan care vrea să-l desfac, am construit cumva din cutiile astea un raft pe care să pun pernițele. Ok, l-am băgat în priză, am pus furtunul. Și acum ar trebui să spreiem detergentul prima oară pe toată suprafața și apoi să venim cu bucata cealaltă, care spală, practic.
foarte satisfying cum se duce mizeria. Are altă culoare, gresia. Cam așa arată. Aia e apa, toată apa cu mizerie. Foarte fain. Și aici încă e murdar. Acolo e curat, unde e Milan. Bună dimineața, e următoarea dimineață. Am zis că dacă tot am făcut încheierea vlogului, să vin și să vă arăt cum arată, să vă arăt cum arată gresia spălată și să vedeți diferența. Cam asta este diferența. Bine, aici e o margine și de mizerie cum a venit de acolo încoace, dar aici e așa o comparație bună. Eu sunt foarte mulțumită de rezultat și abia aștept să facem și partea asta a terasei. Aseară era târziu și n-am mai apucat. Dar arată super, deci super fain arată. Noi mergem la o plimbare, o să închei aici vlogul. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem în următorul vlog. Pa!